salut și bine ați revenit la o nouă zi de Vlogmas. Primiți cu vlogul. Astăzi suntem la ziua cu numărul 18 și iată că știu ce zi de Vlogmas este. Ce zi este? Este sâmbătă azi. Voi veți vedea acest clip mâine, de evident, dar na, trebuia să menționez și eu lucrul acesta. Încă este lumină afară. Am ajuns de puțin timp de la servici pentru că așteptam o comandă, a așteptat-o Florin dimineață, iar apoi pentru că era programată acea comandă să vină între 13.40 și 17.40 parcă, era cumva ora aceea 13.40, era undeva la mijloc, între ce trebuie să plece el la muncă și trebuie să vin eu. Și atunci am plecat eu mai devreme cu o oră de la muncă și se duce el cu o oră mai târziu ca să acoperim perioada asta și să fie cineva în permanență acasă ca să putem aștepta acea comandă. O să vă spun imediat, o să vă arăt despre ce este vorba. Vă mai țin așa un pic în suspans. Avem așa, mi-am adus aici advent calendarul să desfacem în fața bradului produsul pentru ieri și pentru astăzi, pentru că dacă nu îl desfac acum, la început de film, ca să zic așa, la început de vlog, garantat până diseară, până mai mă iau eu cu treabă, până ce-i mai face, nu știu, sigur uit. Cum am uitat și ieri de altfel, după cum ați văzut, am postat un clip cu turul cartierului, cu decorațiunile de Crăciun din cartierul nostru. S-a nimerit aseară să fie așa. Bine, și acum este destul de ceață afară. Parcă este mult mai multă ceață decât atunci când am ajuns eu acasă. Adică cu fiecare minut care trece, parcă se lasă o ceață tot mai deasă și este un aer destul de rece. Mi-am pus aici pe jos o pătură ca să-mi stau direct pe parchet pentru că n-am vrut, nu de alta, și am zis să mă așez un pic, să vorbesc un pic cu voi, înainte de a vă arăta acea comandă care ne-a dat bătăi de cap. Și, da, planul pentru astăzi, în mare, așa, mă rog, mai am eu câteva chestii să vorbesc cu voi, să vă arăt, dar planul este să filmez vlogul ăsta, adică pe care voi îl veți vedea teoretic mâine, practic astăzi vedeți voi clipul, dar da, filmez clipul acesta, vreau să-l editez și eventual să-l și încarc pe YouTube, să-l programez pentru mâine și apoi să îmi pregătesc ceva pachet pe mâine la muncă. Trebuie să fac un pic de curățenie pe aici, pe la parter, să dau un aspirator, să dau un mop așa rapid. Vreau să... Mai vreau să fac niște chestii, vreau să fac un pic de ordine în birou, pentru că e dezordine și trebuie făcută un pic de ordine, nu avem ce să facem. Și să pun așa niște chestii, nu știu, niște decorațiuni de Crăciun și în birou, pentru că, măi oameni buni, mai este o săptămână până la Crăciun. Și eu nu am nicio decorațiune de Crăciun în birou, dacă vă vine să credeți. Dar da, cam asta este planul, facem un pic de curățenie, un pic din toate, așa, astăzi o să fie un vlog cu de toate. Pentru că ne apropiem cu pași repezi de Crăciun și atunci săptămâna viitoare mai mult ca sigur o să fie așa mai mult pe bucătăreală, pe gătit, pentru că, mă rog, printre altele, dar da, va trebui să facem și ceva mâncare, o să facem sarmale și nu știu, dar mai vorbim noi poate când să facem un plan de mâncare, să-l facem luni, pentru că oricum de marți încolo mă apuc de cumpărat și așa mai departe. Eu pe 24 o să fiu la muncă, deci asta înseamnă că va trebui să fac ceva mâncare miercuri și joi. Sau joi sau miercuri. Mă rog, nu, n-o să mă aglomerez cu prea multe chestii într-o singură zi și atunci o să vreau să fac din ele și miercuri și joi. O parte miercuri, o parte joi. Vedem. Dar da, e clar că miercuri și joi este de gătit. Marți, probabil, nu știu. Vedem. Dar da, săptămâna viitoare clar este și ceva și mâncare în Vlogmas.
N-am avut cine știe ce mâncare în vlogmasul ăsta. Poate facem ceva, o prăjitură, ceva pentru mâine, clipul de mâine. Ce ziceți? Vreți? Facem ceva împreună? Vă dau o idee așa rapidă și foarte, foarte gustoasă pentru sărbătorile care ne bat la ușă. Da, haideți să profităm de timpul liber pe care l-am și să începem prin a desface advent calendarul de din ziua cu numărul 18. Stați să desfac în primul rând cutia. O să o las pe jos aici în fața mea și să scoatem cutiuța cu numărul 18. Cam așa arată cutiuța cu numărul 18. Și haideți să vedem ce se află și aici înăuntru. Și avem o cremă de mâini. Haideți să vă arăt și pe asta. Cam așa arată. Să întorc și invers pentru cei interesați de ingrediente sau pentru cei care da, le doriți sau nu știu, vreți aceste produse. Dar da, în cutiuța cu numărul 18 de ieri avem o cremă de mâini. Stați un pic să pun și eu cutia înapoi, că v-am obișnuit deja că le pun înapoi. Și să mă uit și eu un pic pe ea și zice All Day Care for Severely Dry Active Hands. Da, este bună pentru că este o variantă mică, este o variantă perfectă de aruncat în geantă și mai ales acum cu sezonul rece, bineînțeles, printre altele, dezinfectant de mâini, săpun și așa mai departe și aerul rece. Da, categoric folosim o cremă de mâini și haideți să desfacem și cutiuța cu numărul 19, cea de astăzi. Dacă aș putea să o și scot de aici, ar fi perfect. Nu știu ce se află aici înăuntru. Cam așa arată cutiuța cu numărul 19. Și avem o mască de față, calming mask. Haideți să vedem cum să vi-l arăt eu cam. Cam așa arată acest mic tub de cremă, de mască de fapt. Este tot din gama aceea, după cum vedeți ambalajul este tot așa galben. Haideți să vedem dacă pot să-l desfac. Nu are neapărat un miros, adică nu are parfum. Asta e clar că nu are parfum. Dar da, cam asta este și în produsul, și în cutiuța cu numărul 19. Deci ieri am avut o cremă de mâini și astăzi avem o mască calmantă pentru față. Iar acum haideți să vă arăt ce anume colet am așteptat, despre ce anume este vorba și să-i dedicăm câteva momente cu totul și cu totul speciale. Așa arată coletul mult așteptat de către noi. Este vorba despre un cuptor. Ne-am schimbat cuptorul, doar ce a fost montat, atâta este ceasul, asta este data, după cum vedeți. Și aici are funcții, este digital, cam așa arată. Iar de aici pur și simplu schimbi funcțiile. Cam așa arată, vă spune ce anume, iar aici avem un un buton de informații care spune ce face fiecare funcție în parte. Și acum că am pus camera pe trepied, haideți să îl pornim. Avem aici un, încerc să, nici nu știu cum să vă țin, ca să vedeți. Pur și simplu l-am pornit, iar apoi cu ajutorul acestor săgeți schimbăm funcțiile. Aici avem top and bottom heat. Aici avem ventilatorul, să meargă pe ventilație, avem și pentru pâine, doar pentru grilul de sus, doar pentru mijlocul grilului de sus, doar căldură de jos, low temperature cooking, pentru copt. Și aici vă spune pentru fiecare, avem un buton aici de informații. Și spune exact ce anume trebuie să știi despre fiecare, despre fiecare program pentru a îl putea folosi cât mai eficient.
Aici, de exemplu, dacă i-am dat pe info, îmi spune că este Energy Optimized Preparation of Selected Meals. Apoi, dacă mergem pe ventilație, pe eco, la fel, spune că este pentru selected meals pe un singur nivel. Apoi, haideți să vedem următorul. Ventilație fără eco, aceasta este tot pentru unul sau mai multe nivele, deci poți folosi două grătare sau depinde. O vă arăt imediat și interiorul. Apoi, top and de, căldură de sus și de jos, aceasta se folosește pentru baking and roasting pe un singur nivel. După cum vedeți, spune că este potrivită pentru, stați să-i mai dau o dată, pentru prăjituri cu un topping moale. Apoi, ce mai avem? Roasting circle. Aceasta este pentru pui și bucăți mari de carne. Apoi, ce mai avem aici? Intensive, la 200 de grade. Pentru produse congelate care necesită căldură de dedesubt. Dar da, cam așa arată. Aici avem și un timer care putem să-i punem fie o alarmă pentru nu știu, câteva minute, secunde. Aici asta este funcția care pur și simplu îi pui un timer și se oprește cuptorul, de exemplu. Stați un pic că s-a oprit. De exemplu, dacă vrei să bași ceva la cuptor pentru 30 de minute, îi pui acest timer și după cele 30 de minute cuptorul se oprește. Deci dacă, nu știu, ești prins cu ceva, ești într-o convorbire telefonică sau ceva, sau, nu știu, ești la baie sau, nu știu, ai copilul nevoie de tine, cuptorul se oprește și nu ți se arde mâncarea, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Haideți că mă vedeți și pe mine aici în reflexia lui. Dau camera un pic mai departe ca să vă arăt și interiorul. Bun, și acum că am coborât trepiedul un pic, o să deschid cuptorul ca să vă arăt și vouă această minunăție de cuptor. Piesa de rezistență este această ușă hide and slide. Pur și simplu, atunci când deschizi cuptorul, ușa intră de desubt pentru a avea un acces mai bun la curățarea lui, la tăvile care se află în interior și așa mai departe. Haideți să vă aduc un pic mai aproape acum și să vedeți și interiorul. Sunt foarte, foarte încântată de acest cuptor. Mi-am dorit dintotdeauna un cuptor bun. Și cele de la NEF sunt pe măsura așteptărilor. După cum vedeți, avem aici și o tavă. Încerc să nu fac foarte mult zgomot ca să nu vă deranjeze prea mult. Are două grătare, două grilluri. Sunt patru nivele aici pe care poți folosi astea. Și ce mă încântă foarte tare este că tava este fix pentru dimensiunea cuptorului și asta înseamnă că dacă vreau pot folosi efectiv 3 rafturi odată, 3 nivele odată. Pot să folosesc ceva, să pun ceva în tavă, iar pe cele două grătare să mai am altceva. Mi se pare foarte, foarte tare acest lucru, să pot pune tava direct pe rafturile, ca să zic așa, cuptorului. Și tava este destul de mare. După cum vedeți, este toată suprafața cuptorului. Este un vis devenit realitate. Grătarele ies destul de ușor în afară. Îmi place foarte mult că lumina este chiar aici deasupra, fix în mijloc, ca să poți... îmi cer scuze pentru zgomot. Îmi place că lumina este fix aici deasupra, să poți vedea toată suprafața cuptorului și... Da, sunt foarte, foarte încântată de acest produs. Este
Este un produs foarte mult dorit de mine. Cam acesta este cuptorul nostru de la Neff. Haideți că întorc camera și ne auzim imediat. Da, și după cum probabil v-ați dat seama deja, acesta este coletul pe care eu și Florin îl așteptam cu nerăbdare. Un produs de care noi suntem foarte, foarte entuziasmați. Abia aștept să-l folosesc. Mi-am dorit un cuptor bun, cred că dintotdeauna. Am avut cândva așa... Bine, încă am, dar mi-a plăcut dintotdeauna să fac prăjituri. Am avut o pasiune așa pentru gătit, o mică pasiune. Nu sunt nici de cum un șef sau mai știu eu ce, dar îmi place. Îmi face plăcere să gătesc, în special pentru cei dragi, pentru familie și nu numai. Dar da, am o plăcere deosebită atunci când fac ceva de mâncare și văd că lui Florin îi place, lui Eric îi place, al lor mei le place și atunci îmi dă motivație și mă face să-mi doresc să le fac din nou altceva. Mi-am dorit întotdeauna un cuptor. De când ne-am mutat aici, am fost un pic dezamăgită de faptul că aveam un timer la cuptor, dar nu se oprea acel cuptor pe care l-aveam noi înainte. Pur și simplu îi puneai timer, el scotea un sunet, un țărit, un ceva când se oprea. Când termina timpul, de fapt, de nu știu dacă îi dădeam jumătate de oră, dar nu se oprea. Și am fost un pic dezamăgită, pentru că a fost o perioadă în care Eric era mic și poate de multe ori trebuia să fiu fix acolo. De fapt, nu de multe ori. De cele mai multe ori, timpul petrecut cu el era aproape toată ziua mea. Și atunci când băgam ceva la cuptor, mi-aș fi dorit din tot sufletul ca acel cuptor să se oprească atunci când îi se termină timpul. Pentru că, exact cum v-am zis, nu știu, poate în clipa aia îl schimbam pe Eric. Poate, nu știu, poate Eric era chiar mic și l-alăptam. Și atunci nu puteam să fug să scot pâinea din cuptor. Și riscam să mi se ardă mâncarea respectivă sau ce anume aveam eu în cuptor. Și mi-am dorit un cuptor care să se oprească. Apoi, nici nu știu cum le-am descoperit pe acestea de la Neff și probabil că nu sunt singurele, dar eu cu acesta am avut contact cu un cuptor de la Neff, cu această ușă care se ascunde, hide and slide, și i-am zis lui Florin, clar vreau și eu unul cu hide and slide, când va fi momentul și schimbăm cuptorul, prefer să dau un pic mai mult în plus și să-mi iau astfel de cuptor care mă va ajuta atunci când vreau să scot ceva greu din cuptor, mă va ajuta atunci când vreau să spăl cuptorul, pentru că multe din fetele care mă urmăresc aici pe YouTube pot confirma că este nu este cea mai plăcută activitate aceea de a spăla cuptorul. Este un pic cam dificil să speli cuptorul fără să te încurce ușa. Și atunci, da, sunt foarte, foarte încântată de el și probabil că mâine vom face ceva împreună la cuptor, dacă nu chiar în seara asta, nu știu. Sunt entuziasmată și abia aștept să-l folosesc și tocmai de aceea nu știu, dar în scurt timp îl folosim, e clar asta, mai ales acum că v-am spus deja, ați văzut și voi în ce dată suntem astăzi, este clar că mai este o săptămână până la Crăciun. Moș Crăciun a venit și la noi un pic mai repede anul acesta. Este un vis împlinit și pentru mine și pentru Florin. Florin nu gătește atât de mult ca mine, dar și el este fericit atunci când încercăm să ne îmbunătățim stilul de viață, traiul și când investim în ceva pentru noi. Așa că rămâneți aproape pentru că în cel mai scurt timp, fie azi, fie mâine, dar cred că mâine pentru că astăzi am câteva chestii de făcut și nu cred că voi avea timp, așa că mâine o să-l și testăm. Facem ceva împreună, nu? Trebuie, că vine Crăciunul și trebuie să știu cum voi coace la el, nu? Dar da, sunt foarte, foarte entuziasmată de această achiziție. Se pare că anul acesta pentru noi a fost anul schimbărilor, ca să zic așa. Am schimbat și mașina de spălat, pentru că și la fel și aia mi-am dorit o mașină de spălat cu uscător, pentru că toată lumea știe cum este vremea în Anglia. Scoți rufele afară să le usuci și când ți-e lumea mai dragă sau ești plecat, plouă și rufele nu se mai usucă. Iar acum că Eric a început grădinița, ne apropiem oarecum, da, timpul trece și cu pași oarecum repezi ne apropiem și de școală.
un uscător mă va ajuta, pentru că în felul acesta voi putea să am garanția că am hăinuțele lui mereu curate. Pentru că niciodată nu se știe cum copil, cum se murdărește, cum... Într-adevăr, da, schimburi are, nu pot să spun că nu are haine, că nu am cu ce să-l îmbrac, Doamne ferește. Dar, da, este binevenit și un uscător, dacă se poate, de ce nu? Haideți că mă apuc să fac un pic de curățenie. În primul rând să mă schimb și eu, pentru că am fost atât de entuziasmată de acest cuptor încât nici nu m-am schimbat, am vorbit un pic cu voi din fața bradului, am desfăcut calendarul advent ca să nu uit de el și am venit repede aici să vă arăt ăsta. Iar acum trebuie să facem și un pic de treabă, pentru că asta e viața, trebuie să facem și treabă. Iar noi ne auzim imediat. Mi-am adus aici crockpot-ul pentru că vreau să fac o supă de roșii. N-am apucat să filmez legumele și așa. Tot ce am făcut, am adăugat puțină apă. Mă rog, cam jumătate din vas, așa, am adăugat apă. Am adăugat 2 cartofi tăiați cu bulețe, morcovi, pastârnac, pătrunjel, o bucată de țelină, o lingură de ulei de măsline și puțin delicat. Și ca să fac o supă de roșii, mă voi folosi de acest suc de roșii de la Olympia, pentru că este cea mai rapidă variantă, ca să zic așa. Tocmai de aceea folosesc și crockpot-ul, pentru că așa nu o să stau cu grijă și știu că va fi gata destul de repede. Pentru că nu avem carne să fiarbă, vreau să pun doar sucul de roșii și o să-i punem capacul. Dar haideți să desfac sucul de roșii și ne auzim imediat, pentru că trebuie să las camera din mână. Și cam așa arată supa noastră acum. O să-i pun capacul acum. Verific supa să fie închisă. Iar apoi haideți să-i dăm pe sup și cred că 30 de minute este suficient. Și după cum bine știți, acum crockpot-ul se încălzește, iar apoi după ce ajunge la temperatura care trebuie, pur și simplu timerul începe să meargă în ordine inversă, de la 30 în jos. Evident, iar apoi va păstra supa caldă până când eu voi vrea să mănânc. Cam așa arată cina mea din această seară. Mi-am pus o porție de supă de roșii și mi-am făcut aici 2 felii de pâine din aceea feliată. Pur și simplu le-am rupt pe jumate, le-am băgat în prăjitorul de pâine, iar apoi le-am uns cu puțină almete și am presărat deasupra parmezan. Și da, acum nu știu dacă voi mânca chiar toată pâinea aia, probabil că 2 bucăți din acelea voi mânca, nu știu dacă le voi mânca pe restul, dar mi-era foame și mi-era și poftă, sinceră să fiu. Așa că mă pun să mănânc și noi ne auzim imediat. Nu am mai vorbit cu voi de ceva timp. Între timp am făcut un pic de curățenie. Am dat un pic cu aspiratorul pe aici, prin living și prin hall, și am dat și cu mopul acela cu aburi. Am așezat un pic aici păturile pe canapea. N-am făcut foarte multă curățenie, ca să zic așa. Am băgat și mașina de spălat vase, i-am dat drum, am băgat și mașina de spălat rufe. Doar că nu am mai luat camera după mine să filmez, pentru că am avut destul de multe de făcut într-un timp destul de scurt și am vrut să-mi fac și o supă de roșii, pentru că mi-am propus de foarte, foarte mult timp. Am văzut la, nu mai știu, cred că la cineva, ori pe YouTube, ori o poză ceva pe Instagram, nu mai știu, am văzut o porție de supă de roșii cu o felie de un sandwich cu brânză, cașcaval, brânză, lângă. Și mie îmi place supa de roșii și mi-a fost foarte poftă să-mi fac o supă de roșii și tot spun, cred că de 2 luni de zile, că îmi fac o supă de roșii și n-am mai făcut, pentru că, din păcate, sunt singura care mănâncă. Bine, mănâncă și Florin, nu zic că nu mănâncă, poate mănâncă și Eric o dată sau așa, dar mie, eu sunt singura care într-adevăr îmi place supa de roșii. Și atunci, astăzi, aveam sucul ăla de roșii în casă de la Olympia și zic, gata, ăsta e momentul, am niște morcovi, pastârnac, țelină și așa mai departe, am pus și 2 cartofi tăiați cu bulețe
și zic gata, supa de roșii, și asta am mâncat în seara asta. Mi-am pus un bol de, după cum probabil deja ați văzut din imagini, mi-am pus un bol de supă de roșii și am luat o pâine din aia feliată, practic e jumătate de pâine, cred că din asta am luat-o, și pur și simplu am rupt două felii din alea, le-am băgat în prăjitorul de pâine, iar apoi când au fost gata, pur și simplu le-am uns cu puțină almete, am presărat puțin parmezan și gata, cina. Iar acum mi-am luat halatul pe mine și stau un pic așa aici pe canapea în living și mă bucur de luminițele de la brad. Televizorul este stins, deci nu mă uit la nimic. Pur și simplu mă uit așa la brad și mă, nu știu, mă relaxez un pic. Iar apoi vreau să mă duc să fac un duș. Dar înainte de toate vreau să editez clipul acesta pentru voi, pentru că mâine o să merg iar la muncă și, sinceră să fiu, aș vrea mâine să stau un pic când vin de la muncă, doar să filmez, să vorbesc un pic cu voi sau ceva, dar n-aș vrea să stau să mai editez clipul pentru mâine. Așa că asta este planul acum, mă duc să editez, să... Ce mai vreau să mai fac? Să-mi fac duș și apoi să mă pun în pat, pentru că mă simt destul de obosită și mai am încă două zile de muncă, așa că nu e ca și cum mâine sunt liberă și pot să stau liniștită. Dar da, cam asta este planul, cam asta a fost clipul de astăzi, cam asta a fost coletul misterios pe care l-așteptam. Sper că vă place și vouă. O să încerc să vă las link în descriere către cuptorul pe care noi l-am ales. Sunt foarte încântată de el. Abia aștept să folosesc cuptorul și să fac ceva la el. Încă nu m-am decis cu ce anume îl voi testa, ca să zic așa. Îmi cer scuze pentru lumină, nu am decât lumina asta aprinsă aici lângă mine. Nu am becul din lustră, ca să zic așa, nu am aprins asta din living și nici nu mă ridic să o aprind. Mi-este mult prea lene la ora asta și vreau să mai stau 5 minute, după care să merg să editez, pentru că dacă nu merg acum și mai stau mult mai mult de 5 minute, îmi pierde cheful de tot și, din păcate, va trebui să stau din nou mâine să editez. Cam asta a fost clipul de astăzi. Am deja un plan pentru mâine, ce anume să filmez pentru voi, dar asta rămâne să vedeți mâine. Eu vă mulțumesc din nou tare, tare mult că ați trecut pe la mine. Sper că v-a făcut plăcere să petreceți timpul cu mine și astăzi. Sper că vă place ce anume v-am arătat astăzi. Din suflet că v-a plăcut ceea ce v-am arătat astăzi. Sper că vă face plăcere să stați alături de mine. Mie îmi face plăcere să vorbesc cu voi. Iar până mâine, când ne vedem la o nouă zi de vlogmas, pupici, pa, pa!